Fraților, lumea în care trăim nu este la fel de blândă pentru fiecare. De cele mai multe ori, destinul tău este dictat de familie, de țara în care te naști, de condiția economică în care te afli, de culoarea pielii, de gen, de limbă și toate lucrurile astea mărunte pe care nu le alegi, ci pe care le primești și de multe ori pentru care va trebui să te lupți pentru a fi acceptate. Dacă e un cuvânt care pe mine unul mă amuză teribil, atunci acela este normalitate, confundat de cele mai multe ori doar cu majoritate. O majoritate care deseori decide că firesc este doar felul ei de a vedea lucrurile. Eu sunt Andrei Rusu, iar acesta este Zaia Book, locul unde odată pe lună îți vorbesc despre cărți. Și în episodul ăsta vom discuta despre cum se schimbă reguli și paradigme, automat și mentalități. Vă voi recomanda câteva cărți pe care să le folosiți ca leacuri împotriva ignoranței, mai exact împotriva misoginismului, a rasismului și a homofobiei, probleme care și acum, din păcate, în România, dar nu numai, încă ne acaparează societatea și duc la agresiunea femeilor, la discriminarea celor care sunt atrași și iubesc oameni de același gen sau la marginalizarea de către colegi, profesori, angajatori și așa mai departe a unei anumite etnii. Prin cărțile despre care voi vorbi vom face și un scurt istoric al acestor conflicte, dar vom afla, cred, și cum să le depășim sau să ajutăm pe alții să le depășească. Sunt de fapt și cărți pe care în adolescență măcar mi-aș fi dorit ca cineva să mi le recomande. Și mai ales sunt titluri și proiecte care reflectă realitatea noastră autohtonă. Înainte de toate însă să dăm mulțumire prietenilor noștri de la Libris, probabil cea mai mare și mai faină librărie online din țară. Dacă nu v-ați obișnuit deja, vă reamintesc că aproape orice titlu despre care voi pomeni îl găsiți la ei pe site, pe linkul din descriere, cu reduceri semnificative. S-au adunat acolo peste 100 de recomandări de la Zaia Book. Și pentru că știu că sunteți mulți care ne urmăriți și din afara României, cei de la Libris au și livrare internațională aproape oriunde în lume în timp record. Foaia verde de faianță, să lovim la ignoranță. O scurtă istorie a feminismului. Ea, perspective feministe asupra societății românești, este o culegere de texte coordonată de Oana Zanfirache, editoare și traducătoare care a obținut titlul de doctor în filozofie cu o teză despre feminism și pornografie. Cartea a apărut în 2018 la editura Curtea Veche și a dorit să arate prin mai multe voci cu ce se confruntă femeile din societatea românească. Unele au povestit despre cum au descoperit feminismul din cărți, altele vorbesc despre cum istoria literaturii române este incompletă, fiindcă în ea se regăsesc foarte puține protagoniste, ori despre cum și când apare solidaritatea feminină. Apare și mișcarea MeToo, care a avut și probabil încă mai are un impact psihologic și social major, fiindcă datorită poveștilor dezvăluite, numeroase femei au prins curaj să vorbească. Evident, volumul atinge și problemele precum violența, discriminarea, limitările sociale și cele economice, plus o sumedenie de stereotipuri. Să ne înțelegem însă, ea, perspective feministe asupra societății românești, nu este un manifest feminist, nu este un manual de politically correctness, ci o sursă foarte diversă de informații care să te facă să înțelegi care este cu adevărat rolul feminismului în ziua de astăzi în raport cu misoginismul. Pe parcurs ce frunzărești cartea, fiecare realitate care se strecoară printre eseuri te lovește din plin. Spre exemplu, înainte să încep primul text, afli că în România există cel mai mare număr de fete sub 15 ani care au devenit mame, comparativ cu media europeană. Această rată este de 9 ori mai mare, ceea ce situează România pe al doilea loc în ceea ce privește numărul de sarcini în rândul adolescentelor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Primul eseu este cel al Ilincăi Neagu, producătoare de film. Era începutul lui 2016, când aceasta a fost invitată să realizeze în România un episod din serialul documentar Tabu e Interdit, care avea să fie difuzat pe TV San Canada și TV San Mond. Tocmai se anunțase inițiativa Coaliției pentru Familie, care a strâns atunci 3 milioane de semnături în vederea organizării referendumului. Și de atunci au urmat luni de cercetare care au ajutat-o pe Ilinca să aibă o idee mai clară asupra cauzelor și consecințelor acestei probleme și, mai mult, să ajungă la explicația istorică din spatele ei. Primul val al feminismului a fost o mișcare politică și socială care a început la sfârșitul secolului al XIX-lea și care a avut ca scop principal obținerea dreptului de vot pentru femei. Datorită faptului că pașoptiștii au deschis drumurile către Occident, la jumătatea secolului al XIX-lea a apărut la noi și prima școală de fete în limba română, care a fost înființată de Elena Știrbei. Asta a dus la formarea primelor personalități feminine românești, precum Cocuța Conachi, Maria Rosetti, Ela Negruții, Elena Listar.
Odată cu maturizarea României au apărut mai multe șanse ca femeile să se remarce politic. Spre exemplu, un astfel de moment important a fost Marea Unire din 1918, care a adus organizații ale femeilor la masa negocierilor unioniste. În 1926, în România, femeilor li se acordă drept de vot limitat și local. În 1929 a fost adoptată legea pentru organizarea administrativă. Astfel, în urma alegerilor locale din 1930, peste 100 de femei din cele 3000 înscrise pe liste devin consiliere locale. Dintre ele se remarcă Ela Negruții și Calipso Botez, amândouă din partea PNC, și Maria Pila din partea PNL. Constituția din 1938 și legea electorală recunosc dreptul de vot femeilor care au împlinit vârsta de 30 de ani. Dar în condițiile dictaturii carliste, acest drept nu a fost practic exercitat. În 1946 se introduce dreptul de vot universal pentru populația majoră, indiferent de sex. Dar femeile au votat în cadrul unor alegeri libere, în adevăratul sens al cuvântului, abia în 1990. Instaurarea regimului comunist în 1947 a însemnat impunerea unei ideologii egalitare. Femeile au fost încurajate să intre în câmpul muncii și în politică, introducându-se și cotele de gen. Cu toate acestea, realitatea unei societăți încă profund rurale, în care femeia era lipsită de educație și în care își știa locul în cămin și familie, a făcut ca acestea să ocupe poziții în sectoarele muncii mult mai prost plătite, cum ar fi industria agroalimentară, industria textilă și altele. Mai mult, figurile feminine politice de atunci nu au adus schimbări de mentalitate. Un astfel de exemplu a fost Anna Pauker, care, deși a fost prima femeie ministru de externe din lume, a reușit să intre în istorie ca o figură sinistră. Despre Elena Ceaușescu nu cred că are rost să mai vorbim. Găsiți în seria PVT, pe vremea tovarășilor, două materiale ample despre fiecare dintre aceste personaje. În România comunistă, femeile munceau cot la cot cu bărbații, apoi se întorceau acasă pentru a se ocupa de copii, de treburile casnice, în timp ce în Occident feministele ardeau sutiene proclamându-și independența. În 1966 a urmat o perioadă și mai neagră, atunci când prin decretul 770 au fost interzise atât avortul, cât și mijloacele contraceptive. Femeile erau obligate să aibă minim 4 copii înainte de a putea avea dreptul la avort. Cuplurile fără copii plăteau taxe mai mari, iar ordinul de mamă eroină, care venea însoțit de o serie de beneficii, s-a acordat începând cu 1985 tuturor femeilor care aveau mai mult de 5 copii. În comunism nu puteai să militezi pentru drepturi. Asta a făcut să stagneze un tip de normalitate conservatoare, care s-a ghidat pe principii precum rufele se spală în familie, calul depinde de călăreț și femeia de bărbat și, cel mai comun, bătaia e ruptă din rai. Nici după căderea comunismului lucrurile nu s-au schimbat prea mult, fiindcă oamenii abia învățau să trăiască într-un spirit democratic. Acestea s-au bazat mai mult pe principiile tradiționaliste ale bisericii, care fusese oarecum redusă la tăcere în comunism. Biserica s-a poziționat în antiteză cu ideea de feminism, promovând rolul domestic și pasiv al femeii. Chiar și astăzi apar figuri religioase care spun, de exemplu, că victimele violului trebuie să fie și ele pedepsite. Și de-ar fi numai asta. Desigur, această carte tratează și problemele actuale cu care se confruntă româncele. De exemplu, în 2017, în România, fuseseră raportate 181 de violuri, 44 de agresiuni sexuale, 108 acte sexuale cu un minor și 84 de omoruri. Pe parcurs, femeile din România au prins mai mult curaj să apeleze la autorități și la asociațiile care oferă ajutor victimelor violenței de gen. Numărul de cazuri de agresiune asupra femeilor a crescut, dar asta nu pentru că înainte ar fi fost mai mic, ci pentru că nu erau raportate. De exemplu, numărul infracțiunilor de violență domestică înregistrate în România a crescut cu peste 19.000 de cazuri în ultimii 5 ani. Aceleași date înregistrează și o creștere cu 71% a numărului infracțiunilor de viol în care agresor este un membru de familie. Cred că e unul dintre cele mai bune titluri de la noi, deschizătoare de minți și un leac bun împotriva ignoranței, a indiferenței și a ipocriziei în ultimul rând. Vă recomand să o luați cu reducere de pe Libris.ro, accesând linkul din descriere care vă duce pe raftul Zaia Book. Homo Historii. O minoritate care s-a confruntat și se confruntă zi de zi cu priviri insistente, jigniri, umilințe și chiar agresiuni fizice sunt persoanele LGBTQ+. De-a lungul istoriei, aceștia au fost catalogați ca degenerați, devianți, corupători ai moralei publice, fiind deseori pedepsiți pentru identitatea lor.
Homosexualitatea nu doar că nu a fost tolerată în România, ba chiar a fost și incriminată până la finalul anului 2001. Până a fost abrogat articolul 200, în România puteai face închisoare de la 1 la 5 ani. Iar această schimbare nu a avut loc pentru că mințile românilor s-ar fi luminat deodată, ci pentru că țara noastră voia să intre în UE. Da, poate că pentru cei tineri în special ar părea șocant. În anii 90, statul efectiv vâna în spațiile publice aceste persoane. Le băga în pușcării și avea uneori chiar grijă să nu mai iasă de acolo în viață. Au fost destule asemenea cazuri. Și asta s-a cam tot întâmplat până când a avut loc o vizită de monitorizare din partea International Gay and Lesbian Human Rights Commission, International Gay and Lesbian Association și Organizația Mondială a Sănătății, urmate apoi de vizitele organizației olandeze COC, ONU și Consiliul Europei. Fiind un subiect permis în societate relativ de curând, istoricește vorbind, și care oricum nici astăzi nu este tratat cum trebuie, public sau de mass media, nu găsim multe titluri de non-ficțiune care să treacă prin istoria homosexualității din România. Dar cum nu cantitatea, ci calitatea e mai relevantă, avem o carte revelatoare. Homo Historie, ieșirea din invizibilitate, de Florin Buhuceanu, care a văzut pentru prima dată lumina tiparului cartea lui Buhuceanu în 2011 la editura Maico. A fost reeditată în 2016, iar astăzi o găsiți la Humanitas în ediția apărută în 2022. Nițel context. Florin Buhuceanu este activist pentru drepturile omului. Încă din 1997 s-a alăturat asociației Accept și s-a luptat pentru eliminarea legislației penale care pedepsea cu închisoarea relațiile dintre persoanele de același sex. S-a implicat și în coordonarea primului festival al diversității în 2004 și al primului Marș Pride din București în 2005. De asemenea, a contribuit cu texte în volumele colective Iubirea din oglindă despre sex și identitate, apărut la Humanitas în 2017, sau Sexualitate și religie, tensiuni și controverse în România și Republica Moldova, editura Cartier 2019. Mai mult decât atât, este și fondatorul Muzeului Istoriei și Culturii Queer din România, inițiativă susținută de Cultural Management Academy al Institutului Goethe și rețeaua EUNIC în perioada 2019-2020. Florin Buhuceanu a început să lucreze la Homo Istorie, ieșirea din invizibilitate, pentru a înțelege și pentru a cunoaște un trecut gay care face parte din el. Inițial a publicat-o sub forma unei mici broșuri, apoi cu fiecare ediție proiectul s-a dezvoltat într-un compendiu de informații istorice privind spectrul relațiilor între persoane de același sex și al identităților neconforme de gen în țara noastră. Dacă pentru perioada dinainte de 1869 reia informații care au mai ajuns pe la urechile românilor, cum ar fi faptul că Miron Costin îl pomenește întracât pe amantul din Balcani al lui Alexandru Iliaș, fiul lui Alexandru Lăpușneanu și domnitor al țării românești. Ce cărpeau boierii cum puteau trebile țării, iar domnia mai mult își petrecea cu Batiste Veveli. Se pare că acest Veveli amantului cam dăunase domnitorului, care se dădea mai degrabă plăcerilor decât exercițiului domniei. Aflăm și de faptul că Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, devenise unul dintre favoriții sultanului Mahomed al II-lea, căruia îi era drag. După ce face o scurtă introducere în preistoria homosexualilor de pe teritoriul țării noastre, și nu numai, Buhuceanu vorbește despre scriitorul Alexandru Davila, ale cărui amori erau cunoscute în epocă, în ciuda trecutului său familist. Din listă nu lipsește nici Alexandru Bogdan Piteș, care a jucat un rol de mecena pentru nenumărați tineri și pictori atunci când a fondat Societatea Tinerimea Artistică, și Ileana, prima revistă de artă românească, ori chiar Emanuel Bibescu. Marta Bibescu s-a îndrăgostit de el, chiar dacă aceasta avea, o citez, fascinație pentru cei mai vârstnici prieteni gay bucureșteni. Trecem apoi în Homo Istorie prin perioada interbelică și ajungem inevitabil în comunism. Incriminarea homosexualității a fost întărită prin introducerea în codul penal al celebrului articol 200 adoptat în 1968. În ultimii ani din comunism, viața românilor oricum era grea, dar cea a homosexualilor era aproape imposibilă. Cei prinși de sistem ajungeau să fie trimiși la terapii de conversie, o practică barbară care era menită să schimbe orientarea sexuală. Ai crede că după Revoluție, comunitatea LGBTQ+, și-a câștigat și ea libertatea, dar asta e și astăzi uneori o iluzie. România post-decembristă s-a prezentat într-un peisaj sumbru cu mici clipiri de democrație, unde homosexualul a devenit în ochii multora un individ care îl așteaptă pe românul normal la colț de stradă să-l violeze sau să-l ucidă. La această imagine a contribuit din plin și zona religioasă, care, la fel ca în cazul feminismului, sătulă de tăcerea la care a fost redusă de comunism, a început să împartă destul de virulent etica ei proprie în stânga și în dreapta, adăugând un strat impresionant de ignoranță, neacceptare și lipsă de empatie,
este o problemă oricum ținută bine în umbră și alimentată de stereotipuri și chiar ură. Citez. Ieșirea din comunism a coexistat cu un nou exil interior, o traumă neașteptată cauzată de explozia publică a izbucnirilor homofobe, cărora li s-au opus puține voci. Iar astăzi suntem în 2024. Lucrurile s-au mai schimbat, e drept, dar nu mi se pare că la un nivel profund și nu mi se pare că peste tot, doar în unele zone urbane și mai dezvoltate. Și nici acolo, dacă ne-am uitat peste imaginele chiar recente de la Iași, de exemplu, oraș care are o problemă și cu statuile sataniste, dar care transformă și case memoriale de importanță istorică uriașă în pensiuni de lux. Sorry, nu m-am putut abține. Așa cum spune și autorul în prefață, Homo Historii, ieșirea din invizibilitate, este un fel de introducere în istoria acestei comunități din România. Sunt trimiteri la numeroase povești, mărturii și anecdote oferite voluntar sau culese din arhivele și documentele securității. Din carte mai poți afla pe ce tână română a cucerit scriitorul Thomas Mann, dar și intriga gheia gaițelor lui Alexandru Chirițescu și ce strategie a folosit pentru a evita orice bănuială despre exilul la Paris impus actorului Valeriu Doru Popescu după ce s-a aflat de apropierea sa prea intimă de unul dintre urmașii cuplului Ceaușescu și chiar despre intensitatea cu care Cornel Chiriac își trăia poveștile de dragoste, dar și despre moartea lui Sumbră într-un bar din Munich în apropierea sediului Europa Liberă. Este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai bune cărți apărute la noi pe această temă și categoric leac zdravă împotriva ignoranței. Este un proiect minunat de sociologie și istorie deopotrivă. Ca de obicei, îl găsiți pe Libris.ro, mai ușor acces în link-ul din descriere. Ce ne facem cu rasismul? Pentru aproape jumătate din istoria romilor sunt foarte puține mărturii și resurse la care poți apela pentru a începe să cunoști cu adevărat această etnie. Și nu ne referim doar la textele scrise de români, ci la cercetările care s-au făcut la nivel mondial. Iar în cazul în care găsești mai multe referințe, ajungi la concluzia că acestea vin oricum din afara lor. Astfel multe sunt scrise sub impulsul prejudecăților. Însă, în cazul în care vrei să cunoști o minoritate atât de răspândită în România, dar și în restul Europei, îți recomand să începi cu lucrarea Țiganii, originile, migrația și prezența lor în Europa, scrisă de Sir Angus Fraser, Humanitas 2017, traducere Dan Șerban Sava. Aici, ediția a doua. The Gypsies, așa cum este numele în original, a apărut pentru prima dată în 1992 și a fost reeditată continuu. Fraser a scormonit prin istorie și a ajuns la baza poveștii unui popor rătăcitor care ajunge în Balcan Nevul Mediu, apoi treptat se răspândește pe între continentul european și dincolo de acesta. Spre o deosebire de alte etnii, romii au reușit în decursul veacurilor, în ciuda expunerii constante la multe influențe și presiuni, să-și păstreze identitatea distinctă și să dea dovadă de o remarcabilă putere de adaptare și supraviețuire. Atât autorul, dar și alți istorici și-au dat seama că poți ajunge la multe informații despre această etnie, studiindu-le limba în primul rând. Spre exemplu, primele mostre de limbă romani au fost culese într-o berărie din Sussex și au fost publicate în Anglia în 1547. Câteva secole mai târziu, se va recunoaște valoarea acestor frânturi de limbă pentru că ele au rămas destul de mult timp ascunse în prima carte de introducere în cunoaștere de Andrew Bord, notate sub forma unei mostre de grai egiptean. E bine, acele câteva expresii de grai egiptean indicau prezența unor împrumuturi din limbile greacă, slavă și română. Astăzi, după atâta evoluție lingvistică, încă nu există o variantă standard a limbii romanii și nici modele scrise care să stimuleze o uniformitate. S-au consemnat peste 60 de dialecte numai în Europa, fiecare cu un grad însemnat de înrudire, dar care sunt reciproc neinteligibile. Pentru a-l face pe cititor să înțeleagă mai bine istoria limbii romanii, Angus Fraser s-a oprit asupra celor trei studii de bază, anume studia asupra țiganilor de Alexandre Paspati, care a apărut la Constantinopol în 1870 și care a debutat cu afirmația conform căreia istoria adevărată a rasei țigănești se află în studiul idiomului lor, după care dialectul țiganilor din țara Galilor de John Sampson a apărut în 1926 și în final limbajul țiganului căldărar Johann Dimitri Tycon din Suedia a apărut în 1963 și elaborat de German și Lundberg. Sper că i-am pronunțat cum trebuie. Aceste trei lucrări, ne zice Fraser, permit examinarea limbii romanii în trei puncte geografice extreme ale răspândirii ei în Europa și mai mult reprezintă și trei tipuri importante de vorbitori a ei. Termenul de gypsy a fost dat de cei din afara etniei, care însemna, citez, membru al unei rase nomade de origine hindusă, care a apărut pentru prima dată în Anglia în secolul al XVI-lea și despre care s-a crezut că provine din Egipt. Astăzi, termenul dobândește o conotație rasială. Primul pas
care a dus spre acest punct a fost legea drumurilor din 1959 din UK, care omite vechea expresie mult prea cuprinzătoare sau altă persoană care călătorește atunci când se referă la persoane care comit un delict în momentul în care ridică sau instalează o tabără sau tarabă pe un drum. Cu acea lege, lista potențialilor delicvenți este redusă la boccegii, alți negustori ambulanți sau țigani, gypsies. Dincolo de istoria lor aflată prin studiul limbii, în țiganii, originile, migrația și prezența lor în Europa, Sir Angus Fraser vorbește și despre primele migrații, expulzarea, asimilarea, dezrădăcinarea și deportarea lor, despre combaterea neplăcerilor produse de țigani și inclusiv despre Holocaustul uitat. Dar, pentru că v-am promis că vă voi prezenta cărți românești care tratează aceste probleme sociale dintr-o perspectivă venită din interior, vă recomand aici și o scurtă istorie ilustrată a românilor, semnată de Neagu Giuvara. Titlul ăsta chiar n-ar trebui să lipsească din biblioteca vreunui om cu minime pretenții de lectură și mai ales pasionat de istorie, că doar de aici pe canalul ăsta de YouTube. Cartea a apărut în anii 90 din inițiativa doamnei Irina Nicolau, specialistă în etnologie și istorie culturală, care era exasperată de faptul că manualele școlare continuau, în ciuda Revoluției din 89, să difuzeze aceeași istorie deformată, intenționat de comuniști, scrisă cu limbaj de lemn. El a încurajat pe Neagu Giuvara să înregistreze niște casete pentru tineri în care să spună exact ca o poveste istoria țării noastre. Mai târziu, înregistrările au fost transformate într-o carte care s-a numit O scurtă istorie a românilor, povestită celor tineri. S-a tradus în 6 limbi, inclusiv în engleză și franceză. În prezent, pe piață se găsește ediția apărută în 2013, devenită O scurtă istorie ilustrată a românilor. În Nașterea statelor românești medievale, cel de-al doilea capitol din carte, există un subcapitol numit simplu Țigani. Neagu Giuvara a povestit cum un trib întreg a fugit din nordul Indiei din cauza supunerii de către clasele sociale superioare. Numele acestui trib a fost scris prima dată în documente ca a Țigani, cel mai probabil derivat din verbul grecesc atiganein, care înseamnă nu atinge, fiindcă aceștia făceau parte din casta paria, iar cei din clasele superioare nu aveau voie nici măcar să-i atingă. Apoi Giuvara povestește cum au străbătut tot Orientul Mijlociu, respinși din loc în loc, până au ajuns în Europa, în Imperiul Bizantin, alungați din Asia Mică de turcii otomani. În România au ajuns tot refugiindu-se, domnitorii și boierii, pentru că duceau lipsă de forță de muncă, i-au înrobit. Aflăm cum pe teritoriul României și nu numai, romii și-au pierdut drepturile și au fost împărțiți între boieri și la mănăstiri pentru a presta tot felul de munci. Găsiți ambele cărți la humanitas.pelibris.ro și mai ușor acces în linkul de descriere care vă duce pe raftul recomandărilor mele de pe Zaia Buca. Câteva prospături românești. A trecut ceva timp de când am mai recomandat niște cărți românești și cred că e timpul ideal să vă povestesc despre patru titluri pe care le-am citit deja și care mi-au plăcut, dar și altele care mi-au atras atenția. Respiră, de Mihai Radu. Dacă nu l-ați citit deja, pe Mihai Radu s-ar putea să-l știți cu siguranță de pe Recorder, emisiunea Ce ne enervează, pe care eu nu-l urmăresc cu sfințenie de când s-a lansat. Sau dacă nu, de la Cațavencii. Eu nu-l știu de la romanul Repetiție pentru o lume mai bună, apărut în 2022, pus în scenă de Radu Afrim. Dar mai are și alte cărți. Este coautor alături de Simona Tache al titlurilor Femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut, sau Bărbații vin de pe Marte, femeile de la coafor. A mai semnat și romanele Sebastian, Ceilalți și un câine, Extraconjugal și Contaminare, toate la Polirom. Iar ultimul său proiect în materie de proză este micro-romanul Respiră, prezentat pe coperta a patra ca un fel de thriller, însă eu îl văd mai mult ca pe un soi de compendiu de frustrare și deziluzie prin personajul său care ajunge să răpească o știristă de la TV, întâmplător fostă colegă de școală, pentru care avusese un crash puternic în copilărie. Ea, o persoană de succes, bogată și cunoscută, el, eternul loser, sărac și fără perspective, căruia viața i-o cam trage cum îl prinde. Și zic eternul pentru că este un personaj des întâlnit în literatura mizerabilistă de la noi, de care eu nu m-am plictisit teribil. Însă aici, deși am avut o mică reticență la începutul lecturii, tocmai din cauza acestui fapt, avem satire și umor cât cuprinde și o voce care taie în analiza societății noastre ca un cuțit japonez. O să fiu sincer cu voi și o să vă spun că am vrut efectiv să las cartea după primele pagini, dar după ce am intrat în acțiune, și asta se întâmplă destul de repede, n-am mai lăsat-o din mână până n-am terminat-o vreo 2-3 ore, adică este cărticică numai bună de un weekend sau de o seară sau două de vacanță sau ce vreți voi, în care cinismul, umilințele, amestecat cu stand-up-ul din text, vă prind și neapărat vreți să știți ce se întâmplă cu femeia asta răpită și până unde poate merge o decizie proastă.
Castelul din orașul meu, de Ioana Bâldea Constantinescu. Ioana este scriitoare și jurnalist cultural. În prezent scrie pentru Elle, Forbes, Life, dar și pentru blogul editurii Litera, fiind și moderatoarea podcastului lor intitulat Cu voce tare. Este autoarea romanelor Dincolo de portocal, care a apărut în anul 2015 la Humanitas, Nautilus tot la Humanitas 2017 și Poveste pentru Maria Nemira 2019. De asemenea, a publicat texte și în antologiile Selfie și Jocuri și jucării de la Artur, Dragă Virginia, Black Button Books, Literatura la feminin, o antologie la Seneca. În cel mai recent roman, Castelul din orașul meu, Ioana Bâldea pendulează constant între trecut și prezent și împletește realitatea brutală cu elemente de bazm. La început îl avem pe Johannes Schell, un bătrân care își plimbă cocărul spaniol prin cartierul evreiesc al Bucureștiului, locuind într-un imobil interbelic, galben și scorojit. Deseori retrăiește frumoasele amintiri din urmă cu 50 de ani, când locuia la mansarda clădirii, în timp ce la parter stătea Clara și fiica ei de 5 ani, Martha. Hanu, cum îi se spunea lui Johannes Schell pe atunci, fusese vrăjit de frumusețea Clarei încă din copilărie. În povestea lor feierică, din nefericire, a apărut Gret, mama Clarei, care și-a agresat și bătea constant fica lor doar pentru că ea supraviețui fiului pe care îl iubea nespus Hans. O perioadă, Hanu și Clara au mers pe drumuri separate. Hanu a ajuns la facultate și a fost remarcat imediat de profesorul Der Wolf. Acesta l-a luat sub aripa sa, l-a încurajat să studieze și chiar i-a împrumutat cărți. Cu ocazia unei vizite acasă la Der Wolf, Hanu are surpriza să o reîntâlnească pe Clara, care îi dădea meditații de franceză fiicei profesorului. Din acel punct, între Hanu și Clara, se naște o idilă. Și cam cu atât vă las, pentru că despre ei, dar și despre practica statului român de a-și vinde etnicii germani pe sume mari de bani, depopulând sate întregi de sași din Transilvania, o să puteți descoperi voi în carte. Noaptea nu uită, de Silvia Dumitru. Silvia s-a născut în 1989 și este redactor, jurnalist, analist și copywriter. A fost eleva scriitorului Constantin Stan, sub îndrumarea căruia a fost admisă cu bursă la Facultatea de Jurnalist și Științe ale Comunicării din București. În 2020 a fost și cursanta lui Florin Iaru la Atelierul de Scriere Creativă și din 2011 până în prezent a semnat texte pentru Academia Cațaven cu Kamikaze, Thinking Outside the Box, The Chronicle, Door și altele. Noaptea nu uită, roman de debut, spune povestea Tinei, o tânără care trăiește o viață destul de dezordonată. Scris într-un ritm alert, la persoana întâi, romanul vorbește despre toxicitatea relațiilor, fie ele familiale sau amoroase. Tina a crescut cu o mamă agresivă și a ajuns să trăiască în amintirea și căldura dragostei paterne care s-a evaporat. Ajunge să aibă o relație cu Dan, un individ mai din topor, destul de nesimțit și idiot, de care se desparte într-un final. Așa o cunoaște pe Anda, o tipă mișto, destul de tipăistă, iar cele două ajung să se îndrăgostească. Long story short, Noaptea nu uită este despre experiențele unei tinere la pubertate, prin cele din tâi experiențe erotice, apoi prin rușine și frica de vestiarul școlii, până la iubire, atracție și atașamentul pe care încep să-l simți față de persoane de același gen. Casa din strada sirenelor, de Octavian Soviani. Last but not least, pentru că am lăsat cei mai buni la final, glumesc. Deși nu este o noutate, ci o reeditare, mai exact ediția a patra a cărții, avem romanul lui Soviani care a cucerit cititori de toate vârstele și preferințele. Casa din strada sirenelor. Eu v-am mai pomenit despre carte de-a lungul emisiunilor, dar n-am insistat pentru că tirajul până acum era epuizat. Pe Tavi Soviani l-am adus și într-un podcast la Zaiafet, pe care vi-l recomand să-l vedeți dacă nu ați făcut-o deja. Știți probabil părerea mea că îl consider ca fiind unul dintre cei mai buni scriitori contemporani pe care avem, cu romane fabuloase, precum Viața lui Costas Venetis, Moartea lui Siegfried, Năluca și minunata serie Lelian, o biografie ficționalizată a lui Paul Verlaine. Într-o seară de Sfântul Andrei, un profesor misterios, Faustin, invită la o masă îmbelșugată în casa sa veche de pe strada Sirenelor 12 cunoscuți. Fiind contrastante, indivizi cu preocupări total diferite, aceștia încep să-și depene amintiri inexplicabile din trecutul lor, pornind de la articole din presă al uneia dintre invitați, care aborda decizia bisericii de a refuza înmormântarea creștinească pentru cei ce aleg să fie incinerați. Urmează o noapte înțesată de istorisiri care îți dau fiori, pline de ezoterism sau spiritism, la limita dintre suspans și horror, vieți anterioare, prezențe spectrale, sindromul Lazar și alte întâmplări ieșite din comun, în care ceva cu totul neașteptat se petrece cu unul dintre personaje, până sub semnul întrebării întregul scop al serii aparent obișnuite. Și, dintre alte apariții care mi-au atras atenția, dar pe care încă n-am apucat să le citesc complet, poate să le detaliez în episoadele următoare, avem Bogdan Crețu, mai puțin decât dragostea, Polirom.
Povestea de dragoste dintre voluntara intransigentă, imprevizibilă fiica unui fost torționar și fiul fostei victime acestuia îi oferă prozatorului Bogdan Crețu prilejul să facă noului roman un portret al României din intervalul cuprins între anii 50 și contemporaneitatea receptivă la mișcarea Me Too. Teoria fricii de Iulian Tănase. Teoria fricii e povestea lui Tase, un tip de 48 de ani care își dorește să facă stand-up comedy, dar suferă de trac. Își face propriul club de comedie, Stage Fright Club, pe scena căruia își spune liniștit glumele în fața scaunelor goale și a celor două pisici ale lui. Pe scena asta urcă și unii dintre scriitorii preferați ai lui Tase, Daniel Harms, Kafka, Charles Bukowski, Ilf și Petro, Venedik Erofev, Bohumil Hrabal, Gabriel Garcia Marquez, Mark Twain, J.D. Salinger, Sylvia Plath, John Didion, Virginia Woolf, Gelu Naum, Mihai Eminescu și alții. Fac stand-up comedy, fac stand-up poetry, fac stand-up history și uneori fac chiar stand-up tragedy. Am citit bună parte din ea, mi-a plăcut, e foarte mult, e plină de umor și apare inclusiv personaje din stand-up-ul românesc pe care le știți. Iulia Gherasim, ce văd păsările? Polirom. Iulia Gherasim ne oferă cel mai bun debut cu proză scurtă de la Simona Goșu încoace și poate cel mai important, creează un realism feminin de familie, dincolo de moda și temele predilecte ale momentului, indiferent dacă evocă atmosfera de noutate și nesiguranță anilor 90, etosul corporatist, stilul de viață, provocările și anxietățile femeii din clasa de mijloc a acestor vremuri, o face cu o naturalețe, o inteligență și un umor remarcabile. Cu atenție la detalii, o arta dialogului și a frazării care mă fac să urmesc deja revelația anului, spune Marius Chivu. Nu în ultimul rând, de la Humanitas, Iulian Popa între vii. După un volum de povestiri care l-a impus ca autorul unei proze rafinate, strani, la limita dintre real și fantastic, Iulian Popa face un pas important înainte și revine cu un roman. Între vii are în centru un personaj neobișnuit, un misfit, care se îndoiește de realitatea din jurul său și se află într-o continuă căutare de sine, pornind în cele din urmă într-o călătorie inițiatică care îi va schimba întreaga existență. O atmosferă de ambiguitate, ca în preajma unui mister inexplicabil, un acus sentiment al înstrăinării și în același timp al nevoii de celălalt, tensiunea dramatică, bine dozată, sunt ingredientele unei povești care fac din Iulian Popa un autor ce trebuie urmărit negreșit de acum înainte, spune Andreea Răsuceanu pe coperta 4. Fraților, am de făcut un anunț foarte important. Între 21 și 26 mai, Libri sărbătorește 33 de ani de existență. Și 15 ani de librărie online. La mulți ani, prieteni! Tot ce vă doriți și să creșteți cât alții în 10 și să susțineți în continuare și mai multe proiecte culturale, îndeoseb pentru încurajarea lecturii și deschiderea minților, pentru că nu mulți fac asta, haideți să recunoaștem. Zaia Book e unul dintre aceste proiecte și cu ocazia asta vă mulțumim. Noi toți de la Zaia Fet, cred că vorbesc și în rândul câtorva mii de urmăritori, dar mai ales eu bucuros de încrederea pe care mi-ați acordat-o. Împreună, iată, de aproape 10 luni reușim să producem în online una dintre puținele emisiuni, ca să nu zic singura, 100% dedicată cărților, singura. Lucru deloc neglijabil în contextul cultural din țara lui Papu Răvodă, dar să-i lăsăm pe alții să ne laude. Așadar, cu ocazia aniversării Libris, între 21 și 26 mai, găsiți pe site-ul lor reduceri la 2000 de cărți și produse și mai mult primiți și cadouri. Fie alegeți chiar voi odată ce plasați o comandă. 21-26 mai, www.libris.ro sau direct pe linkul din descriere care vă duce către raftul recomandărilor de aici. Aveți și transport rapid aproape oriunde în lume, deci ce ar mai fi de făcut? Asta e. Ce avem noi aici? Să fie chiar ultimul volum din seria Ultimul Împărat Nemuritor? Acea trilogie inspirată din Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, Cartea Plângerii, care a fost precedată de Cartea Blestemelor și Cartea Elelor și unde găsește o tonă de mitologie română uitată și reinterpretată? Da, fraților, seria mea, așa zis fantasy, și așa zis pentru că e de fapt un baz mitologic, a ieșit oficial toată și cu asta mi-am încheiat o muncă de cercetare în special și de scris de aproape 8 ani. De acum, vă spun sincer, sunt mai împlinit, dar și mai gol. O să repar eu această sfârșire sufletească cu reacțiile cititorilor și știu că sunt destui și printre voi, doar am primit o sumedie de mesaje și v-am văzut reacțiile în comentarii. Vă mulțumesc că mă citiți. Găsiți atât cărțile din trilogie, cât și celelalte titluri ale mele, Zaraza sau debutul meu, Sony, ambele ajuns la ediția 5-a pe Libris.ro. Eu am fost Andrei Ruse, ăsta a fost Zaia Book, al nouălea episod. Aștept comentarii, share, like, abonare, foaie verde, chiar de mere. Eu vă spun la revedere!
Asta e ordine. Femeile erau obligate să aibă minim... O scurtă istorie... Sau niște căței, s-aud? A fost reeditată în 2016. Maco sau Maico? Maică... Nemții m-au învățat să-l pronunț, așa am stat 3 ani. Respiră de Radu Mihai. Dacă nu l-ați citit deja pe Mihai Radu... Da. Oh, stai că trebuie să... Nu mi l-am scos, mă, pe toate. Îi oferă prozatorului Bogdan Cret. Ce-am frate? Da, carte la Horia. Păi întreabă-l pe el pe unde a pus-o. Cred că e pe balcon, sau... Pe balcon, păi să nu fi luat cu el. Sau vrei să... Hai să o luăm de la început să fie dintr-o bucată.